Bună seara, dragi prieteni ai Asociației Prologos și ai proiectului Lecții de șah.ro. Facem parte dintr-un proiect mai mare care urmărește promovarea riguroasă a șahului în rândul tinerilor. Eu sunt maestru internațional Petre Natitus și mă ocup de lecțiile de tactică, după cum bine știți. Astăzi vom studia atacul prin descoperire, care prezintă anumite similarități cu atacul dublu, pe care l-am studiat într-o lecție anterioară. Bineînțeles, după cum ați observat, rare ori există procedee tactice pure. De cele mai multe ori, un procedeu tactic este însoțit de un alt procedeu tactic sau de metodele tactice cele mai simple, cum ar fi atacul, amenințarea sau captura. Spre deosebire de atacul dublu, unde scanam poziția pentru a descoperi piesele neapărate și urmăream să atacăm cu aceeași piesă două piese neapărate sau vulnerabile din tabăra adversă. În cazul atacului prin descoperire, există două piese care acționează. În diagramă aveți un exemplu relativ simplu. Piesa care va executa atacul prin descoperire se numește atacator, turnul din E1, care în poziția noastră va ataca regele expus din E8. Regele expus este din nou un semnal, un sunet de clopoțel care va atrage atenția că există posibilitatea unui procedeu tactic în poziție. Iar nebunul, din nou, la fel ca și la legare, avem trei piese implicate, iar nebunul care va pleca și va elibera coloana, linia sau diagonală, va crea o nouă amenințare. Deci turnul va crea o amenințare, iar nebunul prin plecarea lui va crea o a doua amenințare. Bineînțeles, și nebun F3 și nebun B5 îndeplinesc acest obiectiv, întrucât în cazul ambelor mutări, nebun B5 este chiar mai puternică, întrucât avem și o legare aici și mobilitatea damei este redusă pe linia 6-a. Realizează obiectivul principal al atacului prin descoperire. Așadar, ați văzut acum procedeul. O piesă pleacă, în cazul nostru nebunul, iar cealaltă piesă, care exercită rolul de atacator, este eliberată și exercită o amenințare asupra poziției adverse. Dacă una dintre cele două amenințări este șahul, atacul prin descoperire este deosebit de puternic și se poate numi chiar șah prin descoperire, dar șahul prin descoperire este o variantă a atacului prin descoperire. Haideți să vă explic algoritmul prin care vom descoperi aceste procedee tactice în pozițiile noastre. Identificăm piesa cu rol de atacator, în cazul nostru, turnul din E1. Executăm, descoperim apoi amenințarea cea mai puternică, care poate fi executată, poate fi realizată prin plecarea piesei care blochează sau obturează, după cum am mai spus, coloana, diagonala sau linia. Observăm aici o similitudine cu atacul liniar și cu legarea, care este executată de asemenea de piesele cu rază lungă de acțiune, dama, turnul sau nebunul.
Așadar, am descoperit cele două amenințări, nebun F3 și nebun B5. Ne întrebăm care este cea mai puternică. Am descoperit că nebun B5 este cea mai puternică, întrucât în cazul nebun F3 negru avea la dispoziție interferența dama E6. Vrem să-i reducem și această posibilitate. Pasul 2. Executăm amenințarea dublă. Diferența față de atacul dublu este că aici un atac este executat de către una dintre piese, iar celălalt atac este executat de către cealaltă piesă. Așadar, avem un atac simultan prin descoperire. Datorită faptului că avem un atac prin descoperire care implică și șah, este vorba de o mutare forțantă. Negrul este obligat să răspundă la șah, de exemplu cu nebun E6. Procedeul se încheie cu capturarea uneia dintre piesele atacate, în cazul în care au fost atacate două piese. În cazul șahului, bineînțeles că regele nu poate fi capturat, poate fi făcut doar mat, deci vom captura cealaltă piesă. În cele mai multe cazuri, așa are loc atacul prin descoperire. Piesa care pleacă trebuie să creeze și ea o amenințare. Exemplul următor. Haideți să vedem cum trebuie să calculăm în acest caz. Descoperim motivul geometric. Piesa care poate să exercite o amenințare periculoasă este nebunul din B3. La capătul diagonalei se află regele din G8, iar piesa care poate să execute atacul prin descoperire, în cazul nostru șahul și încă un atac secundar, este calul din C4. Căutăm plecările convenabile. Ar fi vorba de cale 3 șah, cal D6 șah sau cal E5 șah. Dacă vom aprofunda un pic poziția, vom vedea că negrul la rândul său exercită un atac grupat pe pionul F2. Deci ar fi bine să eliminăm una dintre piesele care exercită acest atac grupat. Calul capturează la E5. Negrul se vede confruntat cu două amenințări. O amenințare exercitată de piesa atacatoare, piesa care a fost descoperită prin plecarea calului, iar calul care a plecat exercită o a doua amenințare. În cazul rege H8, calul capturează la G4. Haideți să vedem acum un caz mai complicat un pic. Aici va fi implicat și un alt procedeu tactic pe care nu l-am studiat încă. Este vorba de atragerea regelui advers pe un câmp nefavorabil. Seamănă foarte mult acest procedeu al atacului prin descoperire și cu un procedeu care îl vom studia tot așa ulterior, care se numește atacul cu raze X. Când între turnul din D1 și turnul din D7 mai sunt interpuse piese, putem discuta de acest atac indirect sau atacul cu raze X. Există o presiune, există un contact indirect între acele piese, care în momentul în care dispar obstacolele, va deveni un atac direct. Albul poate să-și imagineze varianta D al C5, caz în care exercită un atac prin descoperire, un atac grupat pe turnul din D7 și un atac asupra damei. Din nefericire pentru alb, dama neagră este o piesă foarte mobilă, care poate fie contracara această amenințare jucând dama C7, a rezolvat atât amenințarea cea la B6, cât și amenințarea de captură la D7, sau poate să folosească mutarea, dreptul la mutare pentru o mutare intermediară cu șah.
Turn ia la D8. Turn ia la D1. Albul este obligat să captureze înapoi. Turn ia la D1. După care negru poate decide fie să apere linia 7 contra amenințării damă de 7, fie să captureze pionul. Deci poate juca ori damă C5, ori damă C7. În astfel de cazuri, trebuie să vedem dacă nu putem inversa oarecum ordinea în combinație. Ce ar fi dacă am executa una dintre amenințările existente pe tablă înaintea celeilalte? Astfel, soluția este damă capturează la D7. Regele este atras pe un câmp nefavorabil. Rege D7 și acum avem motivul deja cunoscut. Atacatorul, piesa care pleacă și permite atacatorului să exercite atacul prin descoperire și piesa atacată, care cu cât este mai valoroasă, cu atât crește puterea atacului, forța atacului. Deci, la fel ca și la atacul dublu, la atacul liniar, ochiul nostru trebuie să fie format și în permanență să caute țintele. Dacă ținta este un rege expus, o piesă neapărată sau o piesă pe care se exercită un atac grupat, dar care este insuficient apărată. În caz în care avem șah prin descoperire, este cel mai puternic caz de atac prin descoperire. O amenințare este reprezentată de șah, iar cea de-a doua amenințare este executată de către piesa care a eliberat. Procedeul se încheie în momentul în care, haideți să zicem, rege C6. Procedeul se încheie în momentul în care am capturat una din piesele atacate, când cealaltă piesă este regele, este evident că vom captura dama. Un exemplu ceva mai dificil. Albul se află la mutare. După cum ați văzut și în cazul anterior, se pot crea mijloacele pentru atac prin descoperire. Ce este foarte important este să observăm motivul geometric, dispunerea pe aceeași linie, coloană sau diagonală, a trei piese. O piesă cu rază lungă de acțiune din tabăra noastră, în cazul nostru turnul din A7, o piesă care se află la capătul opus al liniei coloanei sau diagonalei. Atenția ne este atrasă aici de faptul că la capătul liniei A7 se află regele din H7. Deci aceasta ne duce cu gândul la un atac prin descoperire foarte puternică. Această manevră poate fi pregătită. Putem bănui că una dintre ultimele mutări ale albului a fost plasarea turnului pe A7. Ce rămâne de făcut este să creăm condițiile pentru desfășurarea atacului prin descoperire, acestui caz particular de atac dublu. Și aici ne putem gândi la îndepărtarea apărătorului. Dacă am putea împinge pionul, practic ar fi o promoție, care știm că ne asigură diferența dintre o damă și un pion, care este aproximativ de 8 puncte. Deci, un avantaj material considerabil și un șah prin descoperire. Ceea ce nu va permite negrului să recaptureze dama proaspăt transformată. Așadar, cum putem îndepărta piesa care împiedică transformarea? Dama din C8. Dama capturează la F8. Dama capturează la F8. C8 dama. Și, ca urmare a acestei operațiuni calculate,
care a implicat și un sacrificiu, o putem numi chiar combinație. Albul a rămas cu turn în plus. Rege G8 și acum, bineînțeles, albul are mai multe mutări la dispoziție. Probabil cea mai puternică este dama E6. Din nou, albul este la mutare. În cazul de față, avem mai multe piese dispuse pe aceeași linie. Dar, din nou, atenția ne este atrasă în această zonă a tablei, unde albul are o superioritate numerică. El are mai multe piese în acest dreptunghi. Unde s-ar putea executa atacul prin descoperire? Exact pe acea coloană unde se află o piesă cu rază lungă de acțiune, iar în partea opusă a coloanei, liniei sau diagonalei, se află o piesă de valoare ridicată, în cazul de față regele. Deci încă facem niște exemple particulare. Șahuri prin descoperire, care știm că sunt cele mai puternice, întrucât determină un răspuns din partea adversarului. Dar, din păcate, dacă am face atacul grupat cu turnul și cu dama pe turnul B7 și am jucat calce 4, la fel ca și în cazul precedent, negrul are la dispoziție două soluții. S-a exercitat o amenințare pe B7 și o altă amenințare pe A3. El poate fie să bată turnul intermediar, să joace turn B1, caz care n-ar funcționa, întrucât după dama B1, albul reînnoiește amenințarea dublă și va câștiga dama. Dar negrul se poate apăra, dama A6 sau dama A7, sau poate trece la contraatac, întrucât și regele alb din A1 este expus. El poate juca dama C3, elimină una dintre amenințările albului, astfel încât după turn B2 se poate hotărâ cum dorește să atace în continuare, fie cu dama C1, fie poate să captureze turnul din B2. Deci această modalitate de a executa atacul prin descoperire este greșită, întrucât permite negrului fie să se apere, fie să execute un atac de valoare mai mare. Dacă în acest moment turnul din B7 este atacat, prin plecarea damei, negrul va da șah și va ataca regele alb. Așadar, trebuie să păstrăm acest calcul în minte și să vedem dacă nu îl putem cumva îmbunătăți prin inversarea ordinii mutărilor în combinații. Un element ajutător este poziția depărtată a damei din A3, care în cazul unui șah prin descoperire cu calce 4 nu poate fi interferată pe un câmp suficient susținut. Așadar, soluția cred că vă este deja clară. Dama capturează la B7. Regele capturează la B7. Calce 4. Avem același model de atac prin descoperire. Atacatorul. Piesa atacată. Este un atac absolut, întrucât în partea opusă se află regele și victima colaterală, în acest caz dama din A3, care va fi capturată după ce regele mută. După cum am menționat și mai devreme, negrul nu are posibilitatea să interfereze dama pe coloana B. Oriunde pune dama pe coloana B, ea va fi capturată. Așadar, regele trebuie să mute. Rege C8. Calul capturează la A3 și, ca rezultat al combinației, albul a rămas cu un turn în plus.
Un exemplu de deschidere. Negrul a jucat neglijent deschiderea. Se vede că albul a executat deja destule mutări. Cred că este mutarea, haideți să numărăm, o mutare cu nebunul, o mutare rocada mare, o mutare cu dama și două mutări de cal și încă două de pion. Deci 2, 3, 4, 7. Așadar, până la mutarea 7-a, se pare că negrul a rămas în urmă cu dezvoltarea și singura piesă dezvoltată din tabăra negrului este dama din E5, în vreme ce albul a reușit să își mobilizeze turnul. Mobilizarea turnului este un factor extrem de important, mai ales într-o fază atât de timpurie a partidei și datorită faptului că regele negru se află în centru. Acum, un atac prin descoperire. Am să vă spun din nou varianta imperfectă sau varianta eronată a exercițiului ar fi nebun C3, să zicem. Deschid piesa din spate, care împreună cu dama din D3 exercită o amenințare de mat asupra regelui expus din E8. Iar nebunul exercită o nouă amenințare asupra damei din E5. Dar această soluție este una naivă, întrucât dama din D3 se află sub atac. Dacă ne concentrăm atenția doar asupra obiectivelor proprii, neglijând amenințările adversarului, riscăm să pierdem partida și să ratăm șansa unei combinații corecte. De asemenea, în acest caz, și dacă dama nu ar fi fost sub atac, să presupunem că dama albă s-ar fi aflat în D2, negrul are o apărare, se poate retrage cu dama pe E7 sau pe C7 și datorită faptului că dama e o piesă extrem de mobilă, să pareze amenințarea de mat în D8. De aceea, ca în orice poziție, când ne aflăm la mutare, întrebarea pe care trebuie să ne o adresăm este: care este amenințarea adversarului? Ce se întâmplă dacă adversarul ar mai putea să mute încă o dată? Bineînțeles, este o amenințare simplă de captură pe dama din D3. Să observăm de asemenea că albul deja are un cal și un pion în minus. Deci trebuie să ia măsuri imediate pentru a exploata poziția expusă a regelui din E8. Dama D8. Este o combinație spectaculoasă. Șah. Regele nu are altă alternativă decât să captureze. Este o mutare extrem de forțantă. Rege capturează la D8. Acum, albul are două posibilități de atac prin descoperire. Refac încă o dată algoritmul prin care trebuie să căutați mutarea cea mai bună. Descoperim piesa cu rol de atacator, turnul din D1, descoperim, identificăm piesa care pleacă, iar la pasul 3 trebuie să ne dăm seama care este plecarea cea mai puternică a acestei piese. Ar fi foarte tentant să atacăm dama, dar nu ar fi suficient. De exemplu, în cazul nebun F4, nu am face decât să facem schimb de dame, dar un schimb totalmente defavorabil, întrucât noi am sacrificat dama fără a captura nicio piesă adversă, în timp ce, pentru a recupera dama, trebuie să oferim un turn.
Cea mai puternică plecare la atacul prin descoperire este șahul dublu, din punct de vedere al caracterului forțant al mutării. În momentul în care executăm un șah dublu, dispare posibilitatea ca adversarul să interfereze o piesă, întrucât șahul dublu se execută din două direcții diferite. Spre exemplu, nebuna 5, negru nu poate în același timp să interfereze dama pe C7 și să interfereze și nebunul pe D6. De aceea există obligativitatea mutării regelui. De multe ori în cursul variantelor această posibilitate scapă șahiștilor începători, întrucât ei spun, șah, își pronunță în minte doar șah și atunci se gândesc că adversarul va putea să interfereze. Dar șahul dublu nu permite interferarea unei piese, cum ar fi B6 sau nebun D6. Dar în cazul nebuna 5, atacul nu este suficient, întrucât negrul va avea la dispoziție două grade de libertate, E8 și E7. Venind pe E7, el crește numărul gradelor de libertate, acum are la dispoziție E8, E6, F6 și câmpul pe care stă. Deci regele negru are la dispoziție 4 grade de libertate, este înconjurat de propriile piese, este imposibil să fie făcut mat, de exemplu nebun de 8, rege E6 sau regele se poate întoarce chiar pe E8. Acum albul nu mai are șah. Odată calculată această variantă, trebuie să ne imaginăm celălalt șah dublu, nebun G5. Un prim indiciu că acesta ar fi varianta corectă este că odată cu șahul dublu, albul ia sub control și acest grad de libertate. Deci în cazul rege E8 acum, în primul rând taie mutarea rege E7, care este imposibilă. Regele nu se poate deplasa în direcția nebunului. În cazul rege 8, turn de 8, mat. Iar în cazul rege C7, regele negru mai are 2 grade de libertate. Este vorba de un caz particular al atacului. În momentul în care dăm mat, efectiv executăm un atac. Ce au în comun cele două câmpuri? C7 și B6 se află pe aceeași diagonală. Nebun de 8, mat. Din cele 4 grade de libertate ale regelui negru, observăm că 2 sunt controlate de către nebunul din D8. Celelalte 2 sunt... celelalte 3, de fapt, întrucât turnul controlează cele două câmpuri marcate cu galben, dar există și o relație de susținere a turnului față de nebunul din D8. Un nou exemplu. La fel ca la celelalte procedee tactice, o întrebare utilă este care piese din tabăra adversarului sunt expuse, care piese sunt neapărate. În cazul nostru observăm o dispunere a regelui pe aceeași diagonală cu nebunul și cu calul din E4. Cealaltă piesă neapărată din tabăra negrului este dama din E5, dar este destul de greu să o atacăm prin descoperire, întrucât știm că un cal de pe un câmp alb va sări pe un câmp negru și va ataca la rândul său câmpuri albe de pe acea poziție. În niciun caz nu va reuși să atace câmpuri negre, întrucât calul schimbă culoarea câmpurilor pe care se deplasează cu fiecare mutare. Așadar, dama din E5 iese din discuție,
din discuția de a putea fi atacată prin descoperire. Cal C5 v-a marcat deja soluția corectă. De ce este foarte puternic cal C5? Prin comparație cu cal D6, de exemplu. Ambele exercită forma cea mai puternică de atac prin descoperire, șahul dublu, dar diferența constă în faptul că cal D6 permite mult mai multe, mult mai multe, două răspunsuri în plus. Fie rege A6, unde apare un nou grad de libertate, în cazul șahului la B7, regele poate să plece pe A5 și deja observăm că este dificil albului să continue atacul. Dar și în cazul rege B8, regele negru se situează pe aceeași diagonală cu calul, la distanță de un câmp, ceea ce ne spune că acelui cal îi vor trebui 4 mutări. Haideți să vă marchez una, două, trei, 4 mutări ca să ajungă pe câmpul B8 și 3 mutări ca să dea șah regelui din B8. Ceea ce într-o combinație, într-o procedură tactică, înseamnă extrem de mult timp. Jocul trebuie să fie foarte concret și pe cât posibil partea care atacă se exercite amenințări extrem de periculoase la fiecare mutare. Nu vă lăsați amăgiți în cazul unei confruntări tactice. Tactica ne duce cu gândul la un termen extrem de scurt, acum, imediat, și trebuie să exercit amenințări cu fiecare mutare. Așadar, cal C5, șac dublu. Știm deja de la exemplu precedent că în acest caz negru nu poate să interfereze, întrucât interferând pe această diagonală rămâne cel de-al doilea șac în vigoare. Rege B8 și să analizăm un pic gradele de libertate ale acelui rege. Există 3 grade de libertate. 2 sunt controlate de către nebunul din G2, iar acel câmp negru, B8, ar putea fi controlat de către un cal de pe un câmp alb. Cal A6. Observați încă o dată acest element. Calul de pe E4 și-a schimbat destinația. De pe câmp alb a sărit pe un câmp negru, iar aici, de pe câmp negru, încă o dată pe câmp alb, regele negru este făcut mat în acest caz. Un exemplu din partea negrului, de data aceasta. Vă las un pic să vă uitați. Există piese neapărate? Există piese vulnerabile? Există piese expuse? Da, regele pare destul de expus. A părăsit poziția normală la rocada mică. Există și niște câmpuri slabe în zona regelui, câmpul H4 și câmpul G3, dar nu vom discuta despre acestea acum. Există posibilitatea unui șah. Nu ne puteam da încă seama dacă acel cal G4 ne duce undeva sau nu, întrucât câmpul G4 este destul de bine apărat. Dar, datorită faptului că este o mutare forțantă, vă reamintesc prioritatea în care calculăm mutările forțante. Vom calcula prima oară amenințarea de mat, a doua oară vom calcula șahul, pe locul 3 vom calcula captura, iar pe locul 4 vom calcula amenințarea sau atacul. Atacul unei piese de valoare mai mare cu o piesă de valoare mai mică, de regulă.
Un alt element care ne atrage atenția este relația de atac și apărare pe nebunul din D4. Un atac, o apărare. 1 minus 1 egal 0. Ceea ce ne spune că nebunul din D4 ar putea fi ținta fie a unui atac dublu, fie a unui atac grupat, fie permite o mutare forțantă prin captura pe D4. Turnia la D4 reprezintă o prioritate de gradul 3, captură, și exercită și un atac pe dama din D1. În acest caz, piesa atacatoare va fi nebunul din G7. Victima va fi situată pe câmpul D4, încă nu știm exact cum, iar atacul colateral va fi exercitat pe regele din H2. Dacă negrul începe aici cu cal G4 din prima, bineînțeles albul va captura, iar după turnia la D4, dama F3, ca rezultat al acestui procedeu tactic, negrul a reușit să schimbe calul situat pe F6 contra nebunului care era situat pe D4. Practic am schimbat 3 puncte contra 3 puncte. Nu putem vorbi aici despre un câștig. La fel ca și la cazurile precedente, este bine să inversăm ordinea în combinație. Dacă am descoperit două mutări forțante, putem să verificăm ce se întâmplă în cazul în care începem cu mutarea care inițial ni s-a părut că trebuie să fie făcută pe locul 2. Turnul capturează la D4. Dama capturează la D4. Este vorba de atragerea damei pe un câmp nefavorabil. Observați cum atacul și apărarea practic au redus posibilitățile de deplasare a damei. Dama a fost silită să vină pe acest câmp nefavorabil și acum atacul prin descoperire. Albul este obligat să captureze calul. Nebun ia la D4. Probabil nebun ia la E6, feia la E6 și dacă calculăm materialul rămas pe tablă, observăm că negrul are damă și nebun pentru un turn și un cal în tabăra albului. Deci am văzut o legătură între procedeul tactic atragerea și atacul prin descoperire. Vă reamintesc similitudinile cu procedeul legarea și atacul liniar, când de asemenea sunt implicate trei sau mai multe piese situate pe aceeași coloană, linie sau diagonală. O altă similitudine cu atacul liniar și cu legarea este că piesa atacatoare este o piesă cu rază lungă de acțiune, care acționează pe coloană, linie sau diagonală. Această poziție o privim din perspectiva albului. La o primă vedere, ne-ar atrage atenția poziția avansată a damei. Acesta este iarăși un lucru bun de știut. În momentul în care piesele adverse se apropie de linia de demarcație, linia dintre tabăra albului și tabăra negrului, o linie imaginară între linia 4 și linia 5, este bine să le atacăm cu figuri de valoare mai mică, să încercăm prinderea piesei. Sper că vă mai aduceți cu toții aminte de procedeul prinderea piesei. Sau, cel puțin, să le atacăm și să le trimitem înapoi în tabăra lor. Dar un atac simplist de genul turna 4, în această poziție, n-ar duce nicăieri.
Ba mai mult decât atât, după dama C5, negrul atacă pionul din F2 și poziția turnului s-a înrăutățit. Acum, dacă dorește să apere pionul din F2, albul va trebui să retragă și nebunul și a răutățit și poziția nebunului, care ocupa o poziție activă. Oricum, mutarea turn A4 merită a fi calculată, întrucât discutăm de un atac, discutăm de o amenințare, discutăm de o mutare forțantă. Să vedem dacă există un alt tip de amenințare forțantă. Amenințare de mat, greu de crezut, regele este destul de bine protejat, chiar dacă calul din F6 absentează. Știm că de regulă rocada mică este apărată de către calul din F6. Șah există? Nu există. Capturi nu există, deci trebuie să ne concentrăm pe atacuri. Am calculat deja atacul damei, se pare că nu a dus nicăieri, dar dacă ne imaginăm că dama poate fi vulnerabilă și la un atac cu pionul și la un atac cu nebunul de pe câmpul B4. Din nou, va fi o combinație între atragerea unei piese adverse pe câmp nefavorabil, nebun E7. Ceea ce ne atrage atenția este poziția extrem de limitată a turnului din F8, care nu poate sta pe decât pe unul din cele trei câmpuri disponibile acolo, F8, D8, D8, pentru că două câmpuri F8 și D8 sunt controlate de către nebunul alb de câmpuri negre. Așadar, turn E8. Turnul este vulnerabil, nu este apărat și a fost silit să plece de pe o poziție unde era apărat în preajma regelui negru. Iar după nebun B4, atacul prin descoperire este deosebit de puternic. Se atacă dama și se amenință mat. Deci, în acest caz, atacul damei este atacul secundar. Negrul este obligat să pareze amenințarea de mat și, din nefericire pentru el, nu poate face, chiar cu o piesă mobilă cum este dama, nu poate face acest lucru, întrucât, după cum v-am spus, dama se află aproape de linia de demarcație și câmpurile B5 și A4 sunt bine controlate de către calul din C3. În cazul în care calul nu ar fi fost acolo, după cum puteți observa, dama B5 sau dama A4 ar fi reprezentat o soluție. Așadar, negrul este obligat să rezolve amenințarea de mat. Era o amenințare decisivă, întrucât regele, toate cele trei grade de libertate ale regelui, H8, G8 și F8, erau situate pe linia 8. Așadar, turn E4, nebun capturează la A5, acum negrul trebuie să plece cu turnul, turnul este atacat, dar bineînțeles că aici albul a executat captura mai importantă. Turn E8, nebun B6, aia la B6 și observăm că albul a rămas cu damă și cal, în schimbul turnului și nebunului pentru negru, ceea ce reprezintă un avantaj covârșitor. Un nou exemplu. Aici intenția albului este ascunsă. Vă reamintesc că modul în care trebuie să identificați, la fel ca la legare și ca la atacul liniar, trebuie să descoperiți trei sau mai multe piese situate pe aceeași coloană, linie sau diagonală. Un prim gând ar fi aici, dar avem o legare, dar nu putem să atacăm supranumeric pionul din E6, întrucât el este apărat de două ori, iar dacă jucăm, de exemplu, cal G5,
Dama va pleca. N-am făcut decât două atacuri la două apărări. Nu reușim să creăm o superioritate. De asemenea, nu ne putem gândi nici la o lovitură pe unul dintre câmpurile apărate de piesa legată. Cal G5 ar fi o mutare destul de forțantă, întrucât ar fi un atac cu o piesă de valoare mică, calul asupra damei negre. Un alt element care ne atrage atenția, și după cum v-ați dat seama, dama este o figură extrem de puternică în cazul atacurilor prin descoperire, este situarea damei nebunului și a pionului C7 pe aceeași coloană, pe coloana C. Dacă albul ar începe cu nebun ia la E6, poate fi sugerată această mutare datorită faptului că negrul exercită deja o presiune pe nebunul din C4. Dacă joacă nebun ia la C6, simplu, nebun ia la C6, calea la C7, cal C6, cal la 8, turn a 8 și albul nu a obținut rezultatul scontat. El va avea turn și 2 pioni, haideți să le pun cu galben, turn și 2 pioni pentru nebun și cal. Ați putea spune că turnul valorează 5 puncte, iar cei 2 pioni 2 puncte, 7 puncte, contra 6 puncte, dar negrul are din plin compensație, întrucât acei 2 pioni sunt foarte bine blocați pe câmpul de 5, unde negrul poate instala fie nebun, fie cal, și să nu uităm, negrul va avea o figură în plus, ceea ce va asigura o colaborare superioară și posibilitatea de a executa un atac grupat. Revenim. La fel ca și la exemplele precedente, albul poate să se gândească să inverseze ordinea în combinație și va folosi și motivul geometric anterior. Prin mutarea cal C7, calul capturează pionul din C7, dama este atrasă pe un câmp nefericit, C7, iar de asemenea pe coloana, pe diagonala A2 G8, a mai dispărut un obstacol. Deci folosim și faptul că nebunul și regele se află pe aceeași diagonală. Soluția e clară. Avem atacatorul, dama din C1. Avem piesa expusă, în acest caz dama din C7. Bineînțeles, albul a pregătit această combinație, a tras cu ajutorul unui sacrificiu de cal dama pe un câmp nefavorabil. Calculăm cea mai tare plecare, cea mai puternică descoperire. Nebun ia la E6 cu șah. Nebun ia la E6, dama ia la C7 și observăm că în acest caz, pentru același cal și nebun, negrul a obținut o damă, ceea ce este un avantaj material covârșitor. În acest caz, amenințarea nu a fost evidentă. Probabil, la o mutare anterioară, tot așa, albul pregătise această capcană prin plasarea damei la C1. Un alt element care ne poate atrage privirea este să observăm câmpurile sau pionii sau piesele asupra cărora există o colaborare formată din două sau mai multe piese proprii. Haideți să vedem aici. Ce ne atrage atenția?
un atac pe turnul din D4, o apărare, regele expus, dama neapărată, dama din C5, un atac pe nebunul din C8 și o apărare. De asemenea, există un potențial atac din partea negrului asupra pionului din F2. Observați că și dama din C5 exercită un atac indirect, un atac cu raze X, asupra pionului din F2. Dar coloana cea mai importantă este coloana C, unde sunt grupate numai puțin de 5 piese. Trebuie să priviți extrem de analitic aceste lucruri și să extrageți maximum de informații din contactele, din relațiile de joc pe care le descoperiți în poziție. A rămas sugerată exact soluția problemei. Pentru a putea executa atacul prin descoperire cu nebun de alb, albul trebuie să atragă regele pe un câmp nefavorabil, pe un câmp de culoare albă. Turn capturează la C8, rege capturează la C8, nebune 6, rege B8, damă capturează la C5. Bineînțeles, o ultimă verificare se impune, nu cumva să existe vreo posibilitate, datorită regelui limitat aici, ca negrul să dea mat. În acest caz, turnul nu poate trece de pionul D, nu poate să sară peste pionul D și, nu în ultimul rând, albul avea și interferența cal F1 la dispoziție. O poziție pe care o analizăm din perspectiva negrului. Primul lucru pe care îl observ este acest turn ieșit din joc și asta îmi spune că în acest dreptunghi albul are o superioritate de figuri. El a reușit să-și activizeze turnul corespondent, turnul din D8. Haideți să vedem unde sunt situate mai multe piese adverse, poate unele dintre ele și neapărate, pe aceeași linie, coloană sau diagonală. Aici, atacul prin descoperire va fi combinat cu un atac liniar. După cum v-am spus și la începutul lecției, granița între procedele tactice este foarte fină. De multe ori avem combinații între atac liniar și legare, între atac dublu și atragerea piesei, după cum ați văzut, între atac prin descoperire și atragerea piesei. Dar ceea ce au în comun aceste procedee tactice este caracterul forțant al variantelor și pentru a descoperi caracterul forțant al variantelor trebuie să calculăm în permanență mutările forțante. Pe lângă turnul din A1 care este neapărat, dar greu accesibil pentru piesele negre să atace turnul din A1, observăm că dama din C4 este neatacată și se află pe aceeași diagonală cu turnul din F1. Dacă nebunul din D6 nu ar exista, să ne imaginăm că luăm cu ochii minții nebunul din D6, ar exista, da, să ne zic, presupunem nebun H2, rege H2, ar exista posibilitatea de nebun A6. Dar după cal B5, singura mutare, altfel albul pierde turnul. Nu? În cazul atacului liniar
avem acest model cu piesa de valoare mai mare care se află în față și piesa de valoare mai mică care va fi pierdută. Singura mutare este cal B5 și probabil după mutarea C6 tot ce va face albul va fi să recupereze piesa pe care a sacrificat-o pe H2. După A4, ceea la B5, aia la B5, probabil o mutare de genul nebun C8. Chiar albul s-ar putea să stea mai bine, întrucât are deja pion în plus și poate să captureze încă un pion. Deci se dovedește că această ordine de mutări nu funcționează. Chiar dacă ne-am imaginat ideea corectă, dispariția nebunului din H2 pentru a executa atacul liniar, pe calcul concret observăm că ordinea aceasta de mutări nu funcționează. Care este soluția aplicată anterior? Încercăm să schimbăm ordinea în combinații. Așadar, vom începe cu nebun A6. Acum se observă că în cazul damei la A6, putem numi aceasta o apărare indirectă. Practic, captura pe A6 duce la pierdere materială importantă. Nebunia la H2. Regia la H2. Haideți să recapitulăm încă o dată ce se întâmplă aici. Avem atacatorul, avem piesa vulnerabilă, avem piesa care execută atacul prin descoperire. Albul trebuie să răspundă la atacul mai puternic, la șahul pe G1, trebuie să răspundă cu regia la H2 și dama capturează la A6. Având în vedere varianta precedentă, albul poate juca cal B5. Această ordine de mutări care începe cu nebuna A6 este mai puțin angajantă. Dacă putem să începem cu o mutare gen nebuna A6, unde nebunul este protejat indirect datorită șahului prin descoperire, vom începe cu această mutare, nu cu sacrificiul de nebun pe pion. Sacrificiile la șah, ca și în viață, sunt extrem de angajante. Nu ai niciodată certitudinea că vei putea recupera piesa sau materialul sacrificat decât dacă ai calculat varianta până la final. Așadar, aici negrul reușește să creeze presiune fără să se slăbească. Din nou, același motiv. Datorită amenințării de șah prin descoperire, deci vedeți aici un rafinament, negrul folosește amenințarea de șah prin descoperire ca pârghie. Poate juca C6. Avem legare aici, pe diagonala A6-F1, iar pe linia A6, pionul este apărat indirect de procedeul atac prin descoperire. Dacă dama capturează la C6, nebunul capturează la H2, regia la H2, dama e la C6 și negrul a rămas cu dama contra unui simplu cal. Dacă nu, dacă albul nu capturează, el trebuie să joace, să zicem, A4. Negrul încă mai are timp, nu este obligat să captureze acum piesa legată, poate să mai aștepte dacă are mutări utile, dar pun captura pentru a vedea cum rămâne material pe tablă. CB5, AB5, nebun C8 sau nebun B7 și negrul a rămas cu nebun în plus. Așadar, identificăm piesa cu rol de atacator. Identificăm amenințarea cea mai puternică ce poate fi realizată prin plecarea piesei care
blochează coloana, linia sau diagonala, executăm amenințările, iar la sfârșit capturăm una dintre cele două piese atacate simultan. Semnalele care ne sunt furnizate de poziție sunt regele expus, piesele insuficient apărate, piesele neapărate complet și motivele geometrice, legările, atacurile liniare, de regulă piesele dispuse pe aceeași linie, coloană și diagonală, care sunt vulnerabile la un atac cu rază lungă de acțiune. Diferența față de atacul dublu, la atacul prin descoperire, este că cele două amenințări sunt create simultan de către două piese. Nebunul atacă regele cu șah, iar dama din F6 atacă dama din A6. Deci două piese proprii atacă două piese adverse. Cum am văzut și în cazul atragerilor pe un câmp nefavorabil și în acest caz, dama poate fi plasată sau piesa cu rază lungă de acțiune, atacatorul, poate fi amplasat anticipat în scopul ascunderii adevăratelor intenții. Deci, în cazul acesta, negrul își poate ascunde adevărata intenție de nebuna 6, jucând dama F6 la mutarea precedentă. Ca și concepte legate, concepte înrudite și care pot fi folosite împreună cu atacul prin descoperire, ați văzut că avem atacul liniar, avem atragerea piesei pe un câmp nefavorabil, avem atacul dublu, avem atacul indirect sau atacul cu raze X și, bineînțeles, avem procedeile simple, cum ar fi amenințarea, atacul și captura. Până săptămâna viitoare, vă doresc partide cât mai reușite și o concentrare cât mai bună. La revedere!